Îngrijorare pentru mulți români care vor să meargă în această vară în concediu la mare. Ultimul avertisment al Organizației Mondiale a Sănătății privind riscul transmiterii holerei sau a altor boli după distrugerea barajului din Ucraina a declanșat o adevărată neliniște. Mulți români nu sunt siguri acum dacă mai vor să meargă la Marea Neagră, indiferent dacă vorbim de litoralul românesc, ori de cel bulgăresc sau turcesc. Medicul infecționist Adrian Marinescu a explicat cât de mare este riscul de infectare în cazul în care românii merg la Marea Neagră. Pericolul este foarte mic și cred că ar trebui spus foarte clar că oamenii trebuie să-și facă vacanțele și este foarte bine să meargă pe litoral, fără discuție că nu există un risc real care într-adevăr să le pună sănătatea în pericol. În primul rând, în Ucraina, chiar dacă agentul patolog este prezent în mediu, nu există niciun caz de holeră declarată, deci lucrurile sunt foarte clare. În plus, chiar dacă la un moment dat am putea identifica acea bacterie care dă holeră și la noi, riscul tot este mic, pentru că aici putem discuta de cazuri izolate, sau putem să discutăm de situația în care nu avem o infecție activă. Trebuie să știți că acel conflict din Ucraina nu înseamnă doar holeră, sunt multe boli infecțioase despre care nu mai vorbeam în ultima vreme și care ar putea reveni. Vorbim de difterie, de hepatite și exemplele ar putea să continue, deci prudență trebuie să existe și faptul că autoritățile internaționale vorbesc în primul rând de OMS au avut o reacție rapidă, din punctul meu de vedere este un lucru foarte bun. Vă aduceți aminte că în pandemie ne-am fi dorit să avem această reacție rapidă, deci faptul că acest lucru se întâmplă acum, eu zic că este de bun augur și înseamnă de fapt prudență și monitorizare pentru perioada care urmează, a mai spus medicul infecționist, relatează Antena 3.ro.